Salut, ce faceți? Eu bine, voi? Comentariu epic din episodul trecut este de la Iulian Laurențiu P, care zice: cunoscut să-ți fie ție, tu cel care citești, că numele lui Domnul Iisus Hristos din Nazaret, pe care Dumnezeu l-a creat... Nu, glumesc, nu e asta comentariu epic. Comentariu epic este de la Sebastian, care zice: aveți numărul de telefon al lui Moderație? Că vreau să beau cu el. Dacă nu înțelegeți la ce se referă, trebuie să vedeți episodul trecut. Eu acum o să mă prefac că știu care e comentariul epic, dar nu știu, am băgat vocea pe care ați auzit-o peste câteva zile din momentul ăsta de când mă vedeți că filmez. Dar a fost mișto comentariul epic. Ca să fie bine, ca să nu fie rău, zic să nu ne mai lungim și să dăm drumul la treabă. Dați un like dacă vreți, să înceapă comentarii epice. Threesome-urile nu sunt așa mișto cum par. Îți zice un băiat care a făcut multe threesome-uri la viața lui. Bă, când te uiți la un film și îl vezi pe un băiat că face sex cu două fete, pare foarte mișto, dar de fapt realitatea e un pic diferită. Și pentru haterii care zic că, a, domne, aș face-o cu un băiat și cu o fată, nu, n-am făcut niciodată asta și nici nu m-aș băga în așa ceva. Bazat pe fapte visate. Da, avere, confirm, a prins rolul soțului plecat de acasă. El și cu încă doi băieți. Ieri am fost și eu foarte aproape să fac un threesome de ăsta. Mai aveam nevoie de două persoane. Ți-ai luat-me combo, vărule? Sau despre ce vorbești? El și două speranțe. Pentru cine nu s-a prins, el vorbește despre meniu de la Mac. În episodul de astăzi din Fapte care nu s-au întâmplat niciodată. Threesome-urile nu sunt așa mișto cum par. Îți zice un băiat care a făcut multe threesome-uri la viața lui. Bă, când te uiți la un film și îl vezi pe un băiat că face sex cu două fete, pare foarte mișto, dar de fapt realitatea e un pic diferită. Și pentru haterii care zic că, a, domne, aș face-o cu un băiat și cu o fată, nu, n-am făcut niciodată asta și nici nu m-aș băga în așa ceva. Bă, cred că ăștia au făcut un trend din a pune căței la lucru. L-am avut și în episodul trecut pe ăla, de fapt ăla nu prea era la lucru, ăla cu toporul. Dar l-am avut pe ăla cu betonul. Și acum pe ăsta. Demolează și case? Asta nu, dar cred că ăla din episodul trecut ar putea. Cu o felie de pâine se face toată ograda. Face pe săptămână un hectar? Habar n-am, e în probe. Se poate adapta să scoată și cartofi? Da, cu accesorii separate. Taie și lemne? Dar ce, are față de drujbă? Vreau să zic că da, avea față de drujbă, dar am văzut că nu-i pichinez. Bă, lăsați, bă, că ței ori mai puneți la treabă. Înțeles cu soțul. Care a fost secretul căsniciei? Cum a trebuit să... Domnule, am trecut și prin bune și prin rele. Ca într-o oricare căsnicie. Eu zic că nu e numai lapte și miere toată viața. Am făcut 39 de ani de căsnicie. Ne-am căsătorit totuși mai de tineri, așa, să nu ne prindă chiar boșoroci. Secretul care a fost? Care e secretul unei căsnicii? Nu l-am pisălogit, nu l-am urmărit, nu l-am căutat în buzunare, nu m-am uitat în agenda și acum mai nou cu telefon, nu m-am uitat în telefon. În clipa când a ieșit pe poartă, e viața lui. În curte, e soțul meu. Foarte frumos. Femeile cam fac lucrul ăsta, cam caută pe telefon. Și e urât ce zic, dar sunt... În contextul ăsta sunt... Că oricum el își face viața lui când a ieșit pe poarta, a depășit poarta. Și decât să mă mintă ori frumos, ori urât, mai bine mă lipsesc. Că oricum mă prind dacă mă mintă sau nu. V-ați dat seama? Vă dați seama imediat, nu? Da. După... Da cum? După cum vorbești? Da cum? Imediat. Credeți că... Eu mai ca din desene animate așa, dar tâmpită sunt decât dacă vreau. Decât dacă vreau. A simțit ceva? Credeți că v-a înșelat vreodată? A plecat? M-a înșelat și știu. Și m-am găsit cu el în asana și cu gadică după el. Și m-am făcut că plouă, că nu-l văd. Care-i treaba? Și a zis că e întâmplat. Că avea cheile de la un apartament, că avea grijă de un apartament. Și a zis că ai luat-o pe unde veneam eu, deșteptul ăla, pe partea cealaltă. Și nu știa nimeni. Știu, te-ai împiedicat, ai avut meci. Și... I-a spus până la urmă? I-a spus, nu? Sau... Când am găsit în asana. M-am făcut că nu-l L-ați iertat? Bă, femeile astea sunt noaptea minții, mă. Noaptea minții, efectiv. Cum se laudă ea, că s-a întâlnit cu soții, cum era cu alta nas. Și nu i-a făcut nimic. Nu i-a zis nimic. Bă, noaptea minții, mă. Bineînțeles.
Dom'le, un bărbat, scuzați-mă că sunt femeie și n-ar trebui să spun treaba asta. Un bărbat care nu-și înșeală nevasta măcar odată, e timp. Vă spun eu precis. Regretați ceva în viață? Aveți un regret așa, apropo de căsnicie, de lucruri? Că au trecut ani. Bă, și nu doar femeile de vârsta ei gândesc așa, nu doar femeile de vârsta ei. Atât. Ce să regret? O decizie pe care ați luat-o sau, nu știu, vreo ceva grav așa, care v-ar fi schimbat destinul? Știu eu ceva grav. Să ne fi întâmplat ceva rău. Și în concluzie, sfatul pentru femeie ăsta, să fie mai, să nu stea tot timpul să-și... Să fie pisăloate, să nu fie rele de gură, gaițe. Asta-i părerea mea. Am așa sunt femeile, nu din ziua de astăzi, multe dintre ele. Da, și cu ani în urmă tot așa erau. Da. Faci ca mine, ori te ia de... Ai variante. A fost mai relaxată, mai... Nu, n-am avut treabă. Că cineva mi-a zis că sunt nesimțită. Nu e adevărat, nu sunt nesimțită. Nu sunt curioasă, nu sunt băgătoasă, nu sunt certăreață. Fiecare își vede de viața lui? Fiecare își vede de viața lui. Când ești într-o familie, viața e în comun. Așa. Dar fără interogator... Când ești pe poartă. Domnule, la poliție fac interogator. Soțul a fost gelos pe dumneavoastră, nu v-a controlat? Nu. Păi din start, până să ne căsătorim, mi-a spus, băiatul, pe mine nu mă scos de la servici. Nu-mi faci inventarul, un portofel. Și nu mă întreb când vin. Vă ascultați? S-a ținut de... Da. La noi toate bune și frumoase. Că ne mai înfruntăm acum, asta este alta. Am îmbătrânit amândoi. N-am cam țăcănit puțin, că e vârsta. Și asta e... Știți cum spune francezul? La vie, Dieu le france au cher, et ça pas facile à faire. Așa că... Acum se explică la final de ce... Nu-mi faci inventarul, un portofel. Și nu mă întreb când vin. Primul comentariu. Bianca Giurcă în viitor. Băi, exact ce ziceam, sunt femei tinere care au exact aceeași mentalitate. Adică poți să-i accepti această tendință de a înșela? Da, pentru că are foarte multe alte calități. Ce nu știi, nu te afectează. Da, dar ea știa. S-a întâlnit cu el cu amanta pe stradă. Unde am găsit nasă-nas? M-am făcut că nu l-a... L-ați iertat? La sfârșit, mi-am dat seama că se înșeală reciproc. Aia zic. Îl iertam și eu. Ba chiar îi făceam tort cu etaj din arpacaș. Când îmbătrânești, te țăcănești. Insula iubirii, anul 1980. Poți să-i accepti această tendință de a înșela? Da. La noi toate bune și frumoase. Și toți patru au fost fericiți. Deci, după cum se vede, cel mai bun loc la fotbal e Olan. Mă duc în ea o sămânță, două flacoane de ciucaș, dacă bine știți cum zic. Și frumos, pe aici, cel mai bun loc, da, sigur. Tot văd. Locul cel mai VIP de pe Allianz Arena. Te trezești la meciul lui Pele. N-am crezut-o pe aia cu românii peste tot. Na, mă duc la meci pe Allianz Arena. Stai liniștit, vărul, știu eu un loc bun, fără să plătești. Mă duc în ea o sămânță, două flacoane de ciucaș, dacă bine știți cum zic. Și frumos, pe aici, cel mai bun loc, da, sigur. Anul trecut la Saga, când s-a ținut pe Arena Națională, la 3 dimineața, frate, îl văd pe unul exact, cum că și la Arena Națională, tot așa se acoperă și îl văd pe unul sus, pe marginea aia, mă. Bă, eu nu știu cum sunt ea, bine poate pentru că mi-e frică mie de înălțimi, nu știu, eu nu m-aș sui acolo pe marginea aia, mai ales nu, ăla probabil era, nu știu, băut, drogat, cine știe ce. Că nu cred că era acolo de la pază. Ăsta măcar era la muncă, era legat, era securizat, bă, dar îs unii... Recent a murit unul de ăsta care făcea cascadării de astea nebune și a căzut. Hai să mergem mai departe.
Cât stați? O lună? Așa am făcut și noi într-un an. Gașcă mare, veselie. A doua noapte a plouat atât de tare încât s-a umflat râul și ne-a luat toată băutura. Tristețe la voi, dar gândiți-vă la aia care erau mai jos pe râu și tot venea câte o bere, câte o bere, câte o bere. Oare ce faceți cu atâta suc? Întreb și eu. La ce ați dat? Aș vrea să merg și eu să vizitez acest pârâu dintre munți. Locația? Barajul Beraru. Bună, mă numesc Fiordan Sara Alexandra și fac acest videoclip pentru a mă ajuta cu acea bursă și să vă spun câteva lucruri despre noi. O am pe mama mea aici de față pentru că doar cu ea am mai rămas. Tatăl meu este la pușcărie, frații mei... De rușine a bunit-o râs. Acum aia plânge. Nu mai plânge. Nu mai plânge. Așa. Tatăl meu este... Așa cum spuneam, tatăl nostru este la pușcărie, frații mei sunt la orfelinat, bunica noastră e la azil. Săraca femeie. Și mama mea este măturătoare de stradă și cu banii ăștia ne ajutăm. Avem de plătit lumina, gazele și așa. Și de-aia am solicitat pentru această bursă, pentru că nu avem bani. Și, cum vă spuneam, mai sunt, am rămas doar eu cu mama. Da, sper să ne acceptați și să ne dați bursa pentru că avem nevoie de acei bănuși. Să scăpăm și pe tata, să ne scoatem și frații. Da. Să ne scoate și bunica să de la azil. Să avem bani să-i întreținem și cam atâta. Vă mulțumesc. Mai exact chiar o lase de bună. Doamne, ce frumos vorbește despre problemele ei, cu zâmbetul pe buze. Eu vrând neapărat bursa aia socială care-i 600 de lei. Nu i-a convenit când a zis să o scoateți pe bunica de la azil. Ce față a făcut? Să ne scoate și bunica să... de la azil. POV, eu cu colega în ultima bancă. 100% nu minte. Sistemul știrile Pro TV. De la busul pentru Neti. Bună seara România, bună seara București. Petiție ca melodia asta să fie în locul acea veche. Te rog din suflet, fă și cu observator. Sistemul Breaking News. Se știe, de la doamna Esca pentru populație.
Maimușor, o să-ți cânte mami un cântecel de pe vremea ei. Ups, am două blonde, două metiși, toate sunt trec pe mine ca la Grand Prix, alcool până în aer de asta tu și brasiliera o pun acum să dea din fundul ăla bun la mod, bo, 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 fundul ăla bun la mod, bo, 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 bo. Deci eu ador pe fata asta. Bagă-i piesa lui Alvarez. Poți să-ți dai drumul peste tot pe fața mea. Zabiție, deschide! O adormit de frică. Aia lui Alex cu Dani Măcanu, cu biceps și cariceps. Eu care credeam că o să-i cânte mămăligă cu cârnați. Ceva de Sandu Ciorbă? Starea mea psihică la ora actuală. Bo, 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 fundul ăla bun la mod, bo, 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 bo. Zice un maniac, probabil că da, pentru că percesă pe banii în mașina mea. Yo, 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 pentru toți banii Raihol se știe. Noroc, am 206 căi să mă întorc, dar și ca un bebe din 90 de ori. Cam ia ție de la orice rival, pe interval, se cruzică pe o plumbă, se clara fatal. Îmi place genul de mașină cu freză de cenică, dramatică, enigmatică, siguratică, animalii pe lângă de mii. Cum face Dumnezeu? Ce gen de muzică asculti? E mai complicat. Asta e de fapt piesa originală. B.U.G. Mafia are remix. După două beri, parcă nici Luceafărul nu sună rău pe ritmurile astea. Hai să-i dăm tag la Uzi. Băi, eu nu sunt expert și dau seama că nu prea arată bine. Așa valuri nici la Constanța n-am văzut. Nota 10 cu coroniță. Pe piept. Cu tapet peste, iese perfect. A fost cu tremur câteva ore. Dă-i o mână de gled peste și e perfect. Dar cine a filmat? Darth Vader? Dacă nu te uiți, arată chiar bine. Eu dacă auzeam cureaua la pantaloni, eu rămâneam gravidă. Pe al dracule, așa ceva n-am văzut. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a iertat, că altfel umpleam cu asta de copii. Simpatică femeia. Noi nu am fost ca tinerii din ziua de azi. Așa ne rușinați. Eu dacă auzeam cureaua la pantaloni, rămâneam gravidă. Erau alte vremuri. Mai aveți cureaua? Și eu când auzeam cureaua, a doua zi luam nota 10. Măcar doamna este sinceră. Atât? Cred că cam atât. Da, nu mai avem. Mai avem niște clipuri pe care vi le-am lăsat pe Instagram acum vreo săptămână, dar încă n-am apucat să le iau zilele viitoare, o să apară în următoarele episoade, așa că dați voi un follow pe Instagram dacă vreți să lăsați comentarii și să mai vedeți alte clipuri care aici pe YouTube nu apar. Scrieți care a fost cel mai pe comentariu, dați un like, dați un share și știți deja, le mulțumesc membrilor de pe acest canal și celor care susțin ce fac eu pe Buy Me a Coffee. Ne vedem duminică cu IQ Battle și cu următorul episod de comentarii epice
când dă bunuțul Dumnezeu. Amin.